Frați și surori, stimați prieteni care sunteți online cu noi în această seară, prin harul și ajutorul Domnului de o bună bucată de vreme, cu inima deschisă și cu modestie încercăm să înțelegem mesajul cărții Apocalipsa. Și în seara aceasta am ajuns la lecția numărul 51, la capitolul 20. Cartea are 22 de capitole și înțelegem că ne apropiem de încheiere. Mai avem câteva lecții pe care le vom parcurge ca și pe cele pe care le-am parcurs, cu gânduri curate, rugându-ne Domnului să ne dea un duh de descoperire în înțelegerea acestui mesaj profetic pentru vremurile din urmă. În seara aceasta ne vom opri la introducerea capitolului 20, respectiv în primele trei versete, și vom încerca să facem o trecere de la capitolul 19, pe care l-am studiat joia trecută, la capitolul 20, pe care îl începem în această seară. Și această trecere leagă subiectul de data trecută, Armagedonul, de cel din seara aceasta, mileniul. Când vorbim despre Armagedon, vorbim despre un război mondial care va distruge lumea. Când vorbim de mileniu, vorbim de o perioadă de 1000 de ani a domniei lui Iisus Hristos, înainte de domnia veșnică a sa. Legând aceste două subiecte biblice destul de importante în mesajul cărții Apocalipsa, haideți să privim la Armagedon înainte de mileniu, așa cum ne este descris în ultimile versete din capitolul 19 și în primele 3 din capitolul 20. În primul rând, Armagedonul ca timp, loc și împrejurare. Armagedonul este timpul sfârșitului necazului cel mare. Este locul celui de-al treilea război mondial, care va distruge viața pe planeta Pământ, și este împrejurarea în care Satana va conduce lumea la nebunie și la revoltă împotriva lui Dumnezeu. Orientul Mijlociu în general și statul Israel în special vor deveni scena geografică a acestui ultim dezastru și locul desfășurării evenimentelor din vremea sfârșitului. Israel și atunci, ca întotdeauna până atunci, va juca un rol important din motive biblice, politice, etnice, geografice, economice și așa mai departe. De pildă, închinarea și religia falsă a lui Anticrist trebuie să fie asociate cu templul din Ierusalim și cu închinarea față de Dumnezeu. De aceea Israelul este locul unde se vor desfășura aceste evenimente. În al doilea rând, reconstrucția templului pe locul actual al centrului islamului, moscheea lui Omar, va conduce, fără prea multă explicație, la un conflict mondial. Creștinismul va intra în conflict cu islamismul. În al treilea rând, profețiile biblice ne asigură de faptul că Dumnezeu va reveni pentru Israel după ce numărul deplin al neamurilor, al oamenilor din celelalte naționalități, va fi împlinit în providența lui Dumnezeu. În al patrulea rând, Israel se află, așa cum anticipam și data trecută, ca un cap de pod, unind cele trei continente, Europa, Africa și Asia. În al cincilea rând, petrolul țărilor arabe este o sursă financiară puternică în dificultatea economică care vor caracteriza vremurile din urmă. În al șaselea rând, antisemitismul, care se va accentua în vremurile din urmă mult mai mult decât a fost în istorie, va atrage ura înverșunată a tuturor națiunilor, în mod deosebit a țărilor arabe și a țărilor, în general, musulmane. Depozitul natural de minerale care se află în Marea Moartă este estimat
la aproximativ 2 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă mai mult decât bogățiile Americii, Angliei și Franței la un loc. Atâta bogăție naturală în minereuri există în Marea Moartă, în minerale. Rafinarea acestor minerale vor deveni cea mai puternică sursă de energie geometrică, care va înlocui celelalte tipuri de energie naturală epuizate în mare măsură în vremea aceea. Lemnele, gazul, apa. Aduceți-vă aminte cum spune cuvântul Domnului, a treia parte din pământ, a treia parte din apă, a treia parte din vegetație, a treia parte din ființele care trăiesc pe pământ vor fi distruse. Imaginați-vă atunci cât de importantă va fi energia, însă pe cale de dispariție. De aceea, rafinarea acestor minerale care se găsesc astăzi în Marea Moartă pot deveni o sursă de energie geotermică suficientă. Încă un argument, potasul este unul dintre minerale naturale din Marea Moartă și el poate deveni un puternic îngrășământ pentru agricultura aflată în derivă în vremurile din urmă, când solul care va fi în mod excesiv exploatat, dar și poluat, pe de o parte, iar pe de altă parte, explozia demografică va produce o lipsă de alimente și o foame care va decima oamenii. Un ultim argument, cei mai mulți banchieri ai lumii, care sunt de naționalitate evrei, se vor întoarce în Țara Sfântă și odată cu ei se vor întoarce toate bogățiile lor, drept pentru care Israel, în vremurile acelea, va deveni o țintă din toate motivele pe care vi le-am prezentat până acum. Înainte ca mileniul, care înseamnă 1000 de ani, să înceapă, trebuie neapărat să se întâmple câteva lucruri, așa cum observăm din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să se completeze numărul credincioșilor născuți din nou, un număr care este cunoscut în providența eternă a lui Dumnezeu. Roman, capitolul 11, versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până la intrarea numărului deplin al neamurilor. Observați că în providența lui Dumnezeu există un număr de oameni pe care Dumnezeu îl cunoaște că vor deveni mântuiți. Ei bine, acest număr de oameni trebuie să fie împlinit înainte de Armagedon și de mileniul. În al doilea rând, biserica trebuie să fie răpită la cer. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 15 la 17, Biblia spune: Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului nu o vom lua înaintea celor adormiți. Pentru că Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți împreună cu el, cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Acest eveniment al răpirii bisericii trebuie să aibă loc înainte de mileniu. Al treilea argument este faptul că evreii trebuie să se întoarcă în Palestina și să formeze statul Israel, lucru care s-a întâmplat în mai 11, 1948. Ieremia, capitolul 3, versetul 14 spune: Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, că eu sunt stăpânul vostru, eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. Această profeție este făcută cu sute de ani înainte de Iisus Hristos și cu aproximativ 3000 de ani înainte de timpul pe care îl trăim noi astăzi. Ieremia, capitolul 29, versetul 14. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge dintre toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit și vă voi aduce înapoi în locul unde v-am dus în robie. Ezechiel, capitolul 20, versetul 42. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care am jurat că o voi da părinților voștri.
Încheiem gândul acesta cu un mesaj din Țefania, capitolul 3, versetul 20. În vremea aceea vă voi aduce înapoi, în vremea aceea vă voi strânge, că voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, sub ochii voștri, zice Domnul. Iată dar că înainte de mileniu, statul Israel trebuie să fie înființat, lucru care este o realitate astăzi. În al patrulea rând, un alt lucru care trebuie să se întâmple înainte de mileniu este că anticrist trebuie să se arate deja și să conducă guvernul mondial unit. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3 și 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, că nu va veni înainte ca să fie anticrist, nu va veni înainte ca să fie lepădarea de credință. Asta înseamnă că lepădarea de credință va deveni un fenomen universal. Și nu va veni înainte să se descopere omul fără de legii sau omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Răpirea bisericii nu va veni înainte ca să se, ca anticrist să fie promovat în fruntea guvernului mondial unit alături de cei 10 parteneri cu care el va conduce lumea din punct de vedere politic. În al cincilea rând, Armagedonul trebuie să fie consumat. Armagedonul este războiul final care va fi înainte de mileniu, în imediata vecinătate înainte de mileniu. Și capitolul 20 începe cu următoarea afirmație, versetul 1, partea A. Apoi am văzut. Și începe să vorbească despre organizarea mileniului, despre explicarea mileniului. Iată dar că înainte de mileniul este Armagedonul. Observați, vă rog, că în acest verset 1, 2 și 3, în aceste versete 1, 2 și 3, pe care noi tocmai le-am citit în introducerea predicii din seara aceasta, Scriptura ne vorbește despre ultimul argument, al șaselea, Satana să fie legat în adânc. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care e diavolul și satana. L-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit, a sigilat intrarea deasupra lui ca să nu se mai înșele neamurile până se vor împlini 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Observați că cel puțin aceste 6 evenimente majore trebuie să se întâmple înainte de mileniu. Acum, rămânând în contextul celor 3 versete și a ultimului argument, Satana trebuie să fie legat și aruncat în adânc, trebuie să spunem că acest verset vorbește despre 4 nume ale diavolului, nume care pun în evidență anumite caracteristici și trăsături de caracter ale lui. Numele definește o parte a comportamentului său. Priviți, vă rog, primul dintre ele. Suntem în capitolul 20, primele 3 versete pe care le-am citit în această seară. Primul nume este balaurul. Termenul acesta pune în evidență puterea lui politică asupra lumii. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa, capitolul 12, versetul 3. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că un balaur mare și roșu cu 7 capete, 10 coarne, 7 cununi împărătești pe cap. Neastră știți că acestea sunt amănunte politice în legătură cu balaurul care îl simbolizează pe diavolul. Al doilea nume, șarpele cel vechi, este un termen care pune în evidență viclenia și puterea lui de a amăgi și de a corupe oamenii. Citim Genesa, capitolul 3, primele 6 versete. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul, șarpele cel vechi, de acum 6-7000 de ani. El a zis femeii și știți că a amăgit-o, a înșelat-o, a corupt-o pe Eva, care la rândul ei l-a indus în eroare pe Adam. Și amândoi au mâncat din pomul oprit. Și aceasta a constituit neascultarea pentru care Dumnezeu i-a deportat, i-a exclus din grădina Edenului. Al treilea nume pe care îl întâlnim este diavolul. Acest termen pune în evidență caracterul lui defăimător și mincinos. Diavolul înseamnă mincinosul sau defăimătorul, cel care defăimează, care spune lucruri adevărate
punându-le într-un context negativ sau spune lucruri parțial adevărate sau deloc adevărate ca să defăimeze pe cineva. Și știți bine că el îl defăimează pe Dumnezeu, pe Fiul Său Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt și biserica sa. Citim Ioan, capitolul 8, versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui pentru că este mincinos și el este tatăl minciunii. Ultimul termen pe care îl găsim în primele trei versete din capitolul 20, descriind caracterul complex, dar drăcesc al diavolului, este Satana, termen care pune în evidență caracterul lui de învinuitor. Asta înseamnă Satana, cel care învinuiește, adică el nu se vede pe el că e șeful dracilor și că este șeful iadului, dar arată pe toată lumea cu degetul. El pe toți îi învinuiește. L-a învinuit pe Iov, l-a învinuit pe Avram, mă învinuiește pe mine, învinuiește biserica Domnului. El pe toți îi învinuiește. În el nu este nimic de reproșat. Tot timpul găsește de reproșat în alții. Acesta e caracterul lui, Satana. Asta înseamnă Satana, să învinuiești pe alții. Dar nu numai învinuitor, mai înseamnă și adversar, oponent, cel care se luptă, se pune împotriva lui Dumnezeu. Apocalipsa 12:10. Și am auzit din cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Domnului și stăpânirea Hristosului Său, pentru că pârâșul fraților lui, cine este pârâșul fraților lui Iisus Hristos? Învinuitorul, diavolul. El ne pârăște pe noi înaintea lui Dumnezeu, cum a făcut cu Iov. A, crezi că ți este credincios? Da, de unde? Îți este credincios pentru că l-ai binecuvântat material. Dar ia-ți bogățiile, retrageți binecuvântările și o să vezi că te blesteamă în față. Și apoi, prin spate, se duce la nevastă sa și o pune la cale pe nevasta lui Iov, atunci când va ajunge sărac, să-l pună la cale să-l blesteme pe Dumnezeu. Ce defăimător, ce minte murdară și pângărită are. De asemenea, în versetul 1 pe care l-am citit în această seară din capitolul 20, Scriptura ne spune: am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Observați că aici întâlnim cuvântul adânc. Acest cuvânt este foarte des întâlnit în Scriptură și s-ar putea face un studiu doar asupra înțelesului și semnificației acestui cuvânt, dar el nu face obiectul studiului nostru din această seară, drept pentru care îl tratăm la modul general într-o paranteză pe care o deschidem chiar acum, spunând că termenul de adânc în care a fost aruncat diavolul după ce a fost legat apare de 7 ori în cartea Apocalipsa, respectiv în capitolul 1, în capitolul 9, în versetele 1 și 2, în versetul 11, în capitolul 11, versetul 7, în capitolul 17, versetul 8 și în capitolele 20 de două ori, odată în versetul 1 și odată în versetul 2. De asemenea, în Vechiul Testament, el apare sub cuvântul Sheol din limba ebraică și îl întâlnim de nici mai mult, nici mai puțin de 65 de ori. Locuința morților tradusă de Cornilescu este în ebraică Sheolul, pe care îl întâlnim de 65 de ori în Vechiul Testament și are aceeași semnificație cu cuvântul adânc din capitolul 20, versetul 1. În Noul Testament, el este corespondentul cuvântului grecesc Hades și este întâlnit de 11 ori. Motivul pentru care este aruncat în adânc, spune versetul 3, ca să nu mai înșele neamurile, ca să nu le mai ispitească, să nu le mai instige, să nu le mai deschidă mintea la păcat. Adâncul este penultimul loc din procesul prăbușirii diabolice a diavolului. Asta înseamnă că diavolul a fost împreună cu Dumnezeu odată, la origine, și a urmat un proces de prăbușire a lui. A mers din rău în mai rău, pentru că cine nu se oprește de la o cădere, o pregătește și pe a doua. Și cine nu se oprește de la a doua cădere, se trezește în a treia. Și asta presupune un proces. E, diavolul a fost implicat într-o cădere pe scări. Ei, aș vrea să privim succint, rapid, acest proces de cădere în trepte a diavolului, de prăbușire teribilă în care el s-a implicat, căzând de la dimensiunea prezenței lui Dumnezeu până la dimensiunea cea mai oribilă pe care o poate avea o ființă în univers, împotrivitorul lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, că în prima lui cădere, primul
prima treaptă este alungarea din prezența lui Dumnezeu. Isaia 14, 12 la 15. Citez. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Continuăm în Ezechiel 28, versetele de la 12 la 19. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, care îl simbolizează pe diavolul și căderea lui. Și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsese-i la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, stătea în Eden, în grădina lui Dumnezeu, era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, diamant, solit, onix, iaspis, safir, rubin, smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvin ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai ajuns fără prihană în căile tale. Din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie, adică de păcat, și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, te-ai stricat, ți s-a stricat înțelepciunea ca strălucirea. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliștilor împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău te-ai spurcat. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor care te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Iată dar prima cădere a diavolului, alungat din prezența lui Dumnezeu, unde era liderul îngerilor. Al doilea pas al căderii lui a fost judecata de pe dealul Golgota, unde Hristos cu 2000 de ani în urmă a fost răstignit pentru păcatele noastre. Acolo a fost judecata lui și scoaterea celor născuți din nou de sub autoritatea lui. Prin judecata pe care Hristos a făcut-o prin moartea lui înlocuitoare, a scos pe cei născuți din nou de sub autoritatea diavolului, dar numai pe cei născuți din nou. Ceilalți oameni rămân sub autoritatea diavolului. Pot ei fi morali, filozofi, religioși, toți oamenii care nu sunt născuți din nou, din apă și din duh, sunt sub influența celui rău. Asta o spune Scriptura și o confirmă realitatea cotidiană. Citind cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 14, versetul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, spunea Hristos ucenicilor, că vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Iată dar că Iisus Hristos a fost în afara domniei diavolului peste locuitorii pământului. Pentru că în Iisus Hristos nu s-a găsit păcat. Diavolul conduce oamenii și subordonează oamenii care au păcat în ei. Și îmi veți spune, cine nu are păcat în el? E frumuritor care nu are păcat în el? Da, cei care au predat prin pocăință păcatele lor lui Iisus Hristos. Ioan 12 cu 31. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Afară de unde? Ioan capitolul 16, versetul 11. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia acum este judecat. Cine este stăpânitorul lumii acesteia? Diavolul. De cine este judecat? De jertfa înlocuitoare a lui Iisus Hristos, care îi ia dreptul să mai stăpânească în inima copiilor lui Dumnezeu, care sunt născuți din nou prin căință și prin credință în Scriptură, în Fiul lui Dumnezeu, în Mântuitorul Iisus Hristos. Slăvit și lăudat să fie Domnul! Ce privilegiu să ieși de sub autoritatea diavolului! Orice om care se naște prin femeie ajunge prin păcatul adamic, de care devine, care e potențial doar, și pe care și îl însușește la vremea în care devine conștient de realitățile vieții, dar și prin păcatul personal pe care îl face, sub autoritatea diavolului. Poate fi el creștin, istoric, poate fi el musulman, hindus, budist, confucianist, ateu, orice vreți. Dacă cineva nu se pocăiește,
voluntar, conștient, adult fiind, alegând pocăința și credința în Dumnezeu, omul acela este sub autoritatea diavolului. Că el acceptă sau nu acceptă, aceasta nu are nicio problemă. Noi vorbim de adevărul lui Dumnezeu și de justiția lui Dumnezeu. Justiție pe care nu o desfințează necredința oamenilor. Necredința oamenilor n-au putut să oprească potopul lui Noe. Necredința oamenilor n-au putut să oprească incendiul Sodomei și Gomorei. Necredința oamenilor n-au putut să oprească dărâmarea turnului Siloamului. Necredința oamenilor n-au putut să oprească nașterea din Fecioara lui Iisus Hristos. Și necredința oamenilor nu vor putea să oprească nici mânia finală a lui Dumnezeu. Cine se pocăiește și se sfințește, iese de sub autoritatea diavolului și se așează prin credință personală și pocăință sub autoritatea lui Iisus Hristos, pe care îl acceptă ca un domn și mântuitor personal al vieții lui. Aceasta este Evanghelia. O primești sau nu o primești? E o problemă personală. Ți-o însușești sau nu ți-o însușești? Dacă nu mănânci, nu-ți trece foamea că mănânc eu. Dacă nu te îmbraci, nu te încălzești că mă încălzesc eu. A te pocăi sau nu e o problemă personală, ca și mâncatul, ca și băutul apei, ca și odihna și ca încă alte câteva lucruri care sunt nevoi fiziologice. Te pocăiești, te pocăiești în locul tău. Nu există pocăință națională, după cum nu există lunch național, adică masă de prânz națională. Mănânci, bagi în stomacul tău, îți trece foamea. Dacă eu bag în stomacul meu, nu-ți trece ție foamea. Oricât de puțină minte ai avea ca om, nu-ți trebuie școli înalte să pricepi acest adevăr al Evangheliei lui Iisus Hristos. Biblia spune, nici cel fără minte nu se va rătăci pe calea Domnului. Pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos este prezentată într-un mod simplu ca să o înțeleagă nu numai inteligenții veacului acestuia, ci orice om să aibă oportunitatea să fie mântuit, lăudat să fie Domnul. Al treilea pas al căderii diavolului este aruncarea lui pe pământ din locurile cerești. Când el a fost inițial aruncat de Dumnezeu, el nu a fost aruncat pe pământ, ci în văzduh. În Apocalipsa, capitolul 12, versetele 7 la 10, cuvântul spune: și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul, satana. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au mai putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare și altele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care ziua și noaptea îi părea înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. În al patrulea rând, al patrulea pas al căderii lui, al prăbușirii lui în acest proces, este legarea lui și aruncarea în adânc în perioada mileniului. 1000 de ani, el nu va fi aruncat în iazul de foc. Lăsați-mă să fac o paranteză ca să lămurim lucrurile. Observați că Iisus Hristos vine și la sfârșitul perioadei Armagedonului, care nu este un eveniment, este un proces, e o perioadă de timp. Anticrist și prorocul mincinos nu e aruncat în adânc, e aruncat în iazul de foc. În iazul de foc va fi aruncat diavolul după mileniu. Dar înainte de mileniu e aruncat în adânc. Din adânc mai poate fi scos, dar din iazul de foc nu. Observați că ei toți trei sunt împreună. Trinitatea satanică. Așa cum există Trinitatea Sfântă. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Există satana, anticrist și prorocul mincinos. Și după cum Dumnezeu are biserica sfântă, satana are Babilonul nesfânt și idolatru. Observați că satana a fost aruncat înainte de mileniu, în adânc, după mileniu, în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua și acolo va arde în vecii vecilor. Deocamdată e aruncat în adânc, pentru că din adânc el va trebui să iasă după 1000 de ani pentru puțină vreme. Apocalipsa 21:3, nu mai citesc încă o dată, ar trebui să-l citesc a treia oară, e un text pe care l-am citit deja de două ori. Ultimul lucru pe care îl spun în procesul căderii lui e ceea ce încheie căderea lui: pedepsirea eternă în iazul de foc și pucioasă. Capitolul 20, versetul 10.
Și diavolul care îi înșela a fost aruncat de data aceasta în iazul de foc și pucioasă, unde deja era fiara și prorocul mincinos care fusese aruncați înainte de mileniu acolo. Până la sfârșitul mileniului, diavolul va fi aruncat în adânc, după mileniu, după mii de ani, și el va avea aceeași soartă eternă împreună cu cei pe care i-a manipulat, folosindu-i ca să manipuleze lumea. Anticrist, șeful Guvernului Mondial Unit, și prorocul mincinos, profetul Guvernului Mondial Unit. Din punct de vedere geografic, revenind la ideea de Armagedon înainte de mileniu, Armagedonul, spuneam că este un cuvânt care are la bază două cuvinte în limba greacă, Har și Megiddo. Megiddo e un oraș, dar este și o câmpie. Această câmpie, repet, în seara aceasta, are aproximativ 25 de kilometri pe 35 de kilometri. Ea, în istoria umanității, a devenit un anfiteatru de război. Aici s-au derulat multe dintre celebrele bătălii, dintre mari împărași și marile imperii. Vă spuneam data trecută, chiar Napoleon a stat în fața acestui anfiteatru și l-a apreciat, spunând, parcă Dumnezeu a făcut locul acesta ca un loc de război. Ei bine, vreau să vă mai spun că acest anfiteatru, această câmpie, care are 25 cu 35 de kilometri, ea se prelungește înspre sud, înspre Ierusalim, prin ceea ce se numește Valea lui Iosafat, pentru aproximativ 200 și ceva de kilometri. Și valea aceasta merge până la Ierusalim și se închide exact având templu în dreapta și muntele măslinilor în stânga. Când cobori de pe muntele măslinilor și vrei să mergi la templu, cobori de pe un deal, treci printr-o vale care deseori are un pârâiaș și urci din nou pe deal. Sunt doi munți, practic două dealuri. Unul e muntele măslinilor, datorită măslinilor care erau atunci. Acum este un cimitir și evrei bogați și-au cumpărat locuri de veci să fie mormântați acolo. Că au spus ei, când Hristos va reveni, prima oară va reveni pe muntele măslinilor și primii care vor învia să fie ei. Ei cred că tot așa merge și acolo, ca aici, cu bănuți și cu alte prostii. Ei bine, valea aceasta se închide acolo, având în vest poarta de răsărit a templului, care e pe un deal, pe Moria, și în est, muntele măslinilor. Acolo se închide valea aceasta, care are aproape 230-40 de kilometri. Iar în capătul acestei văi, undeva înspre Liban, înspre Rusia Nord, este acest anfiteatru de care vorbește Scriptura, pe care îl numește Har Megiddo, nimicirea înălțimii, Armagedonul, celebrul Armagedon. Acest cuvânt a făcut să curgă râuri de cerneală, s-au scris mii de cărți, s-au făcut o grămadă de filme și oamenii vorbesc îngroziți despre Armagedon. El este o realitate, el va veni. Singurul lucru care te poate proteja de el este credința în Iisus Hristos și pocăința față de păcat. Altfel, acolo ți este destinul. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 20. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasca a ieșit sânge până la zăbala cailor pe o întindere de 1600 de stadii. 1600 de stadii. Știți care este distanța din Megiddo până la Ierusalim? 1600 de stadii. Locul acesta, spune Scriptura, că va avea sânge de aproximativ până la zăbala cailor. Cât este până la zăbala cailor? Câțiva fiți buni, un metru și. Ei bine, expresia aceasta vrea să ilustreze drama omenirii care alege păcatul și implicit pe diavolul, indirect pe diavolul, dar va plăti scump împotrivirea față de Dumnezeu. Astăzi poți să râzi. Poți să te bălăcești în păcat mințindu-te singur că nu există Dumnezeu și că religia ta te salvează. Ascultă-mă, nu te salvează decât Iisus Hristos, pe care tu trebuie să-L cunoști și pe care trebuie să-L accepti nu ca pe o poveste sau un mit, ci ca pe mântuitorul tău personal. Dar nu ca pe mântuitor, ci ca pe Domn. Pentru că Scriptura spune în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția o caută toți oamenii.
De aceea Hristos a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Degeaba cauți împărăția dacă nu cauți neprihănirea. Împărăția o caută și islamul. Împărăția o caută și budiștii și hindușii. Împărăția o caută și comuniștii. Toți oamenii caută împărăția, dar nu prin neprihănire, ci prin filozofie, prin merite personale, prin prostie, prin autocontrol, prin tot felul de nebunii. Împărăția lui Dumnezeu se caută prin neprihănire. Hristos a venit ca o pildă de neprihănire, ca un exemplu de neprihănire. Știu că mesajul acesta nu-i popular, noi amândoi știm. Însă n-a fost popular nici în vremea lui Noe, nici în vremea Sodomei și Gomorei, nici în vremea Siloamului și nu va fi popular nici în generația noastră. Însă gustul și apetitul oamenilor din generația noastră pentru păcat nu se va putea lupta cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu s-au luptat toți și au fost învinși, inclusiv diavolul. Biblia prezintă coaliția celor 10 împărați implicați în Guvernul Mondial Unit al lui Anticrist, fiara, monstru, care va fi condus de Satana. Și în Apocalipsa, capitolul 16, versetele 13 și 14, citim: apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații întregului pământ ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Acum vreau să fac o remarcă. Vă rog frumos să țineți seama, numărând, de câte ori este folosit cuvântul ziua cea mare sau, în general, ziua aceea în toate textele biblice pe care o să le mai citesc până la sfârșitul predicii, și o să constatați că o dovadă evidentă a faptului că toate aceste texte vorbesc despre escatologia omenirii, adică despre vremurile sfârșitului neamului omenesc și a planetei Pământ, este faptul că absolut toate folosesc cuvântul acesta: ziua aceea, ziua cea mare, ziua sfârșitului. Aceasta este emblema care ne spune că aceste texte biblice se referă la vremurile sfârșitului. Biblia prezintă în cele mai tragice și sumbre cuvinte dezastrul de la Armagedon, unde se varsă mânia lui Dumnezeu peste oamenii necredincioși. Citeți din Apocalipsa, capitolul 16, versetele de la 16 la 21. Duhurile cele rele i-au strâns pe oameni în locul care nevrește se cheamă Armagedon. Al șaptelea înger a vărsat paharul în văzduh, potirul, și din templu, din scaunul de domnie care este în ceruri, a ieșit un glas tare care a zis: s-a terminat, tetelestai, s-a isprăvit. Și a urmat fulgere, glasul, tunete, s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare, atenție, cum n-a mai fost de când e pământul. Deci, de când este istoria planetei Pământ până atunci, un cutremur de așa de mare intensitate n-a mai existat. Vă puteți imagina? Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare, biserica Satanei, a lui Anticrist și a Imperiului său, a Guvernului Unit, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei sale. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Ce figuri de stil ca să ilustreze nebunia, durerile care vor avea loc în vremea aceea. Și oamenii și închipuie să scape. Păi trăsnește, fulgere și nu mai știu unde este mai ascuns, drăguțule. Și va fi un cutremur de o intensitate cum n-a mai fost până atunci. Și tu, mână de țărână care te sperii și de un fulger, vrei să-mi spui că atunci o să stai în picioare? Pe lângă nepocăință și neînțelepciune. Tendința de globalizare mondială a început în 1948, odată cu înființarea sediului și organizației Națiunilor Unite. Profețiile Bibliei ne ajută să identificăm sub semnul probabilității, vă rog frumos să țineți minte cuvântul acesta, Confederația celor 10 împărați care sunt parteneri cu Anticrist în Guvernul Mondial Unit. Scriptura ne spune că 7 împărați vor înființa globalizarea. Observați că ea se înființează acum. Națiunile Unite, Europa Unită, și vor tot uni.
Ei bine, sub semnul probabilității, noi spunem că acești 10 împărați care vor urma celor 7 și care vor conduce guvernul global unit al lui Anticrist împreună cu prorocul mincinos, din referințe scripturale pe care în această seară le vom citi, găsim cu cale să afirmăm că sunt câteva imperii care vor fi implicate în conflictul mondial, ultimul, de la Armagedon. Priviți, vă rog, vom citi referințele imediat. Biblia vorbește în Daniel, în Zaharia și în Ezechiel de un imperiu care va veni din sud și întotdeauna Israelul e referința. El este punctul zero. Punctul zero e și din punct de vedere geografic. Punctul zero e și din punct de vedere biblic. Punctul zero e și din punct de vedere financiar. Punctul zero e și din punct de vedere al orice vreți dumneavoastră. Că cineva iubește sau nu iubește evrei e particularitatea și gustul lui. Îți place supa sau ciorba acră, e problema ta. Dar zona aceea rămâne punctul zero, că așa vrea Dumnezeu. De la sud probabil va veni Imperiul Arab. Aduceți-vă aminte ce spuneam cu două predici în urmă. De la nord probabil va veni Imperiul Rus. De la nord-est probabil va veni Marele Imperiu Chinez. Aduceți-vă aminte, Biblia vorbește despre o armată de 200 de milioane de soldați care vor aparține aceluiași imperiu. Ce țară din lume va putea să pună la dispoziție 200 de milioane de soldați? Noi știm cine e în stare. Din sud-vest probabil va veni Imperiul Roman. Haideți să citim Daniel capitolul 11, sunt texte mai lungi, dar eu știu că probabil nu le citim singuri acasă. Daniel 11, 40-45. Ascultați cuvântul Domnului și încercați să-L înțelegeți. La vremea sfârșitului. Observați, totdeauna există cuvântul etichetă. Ziua sfârșitului, vremea sfârșitului, ziua de apoi, ziua cea mare, ziua aceea, vremea aceea, tot timpul, eticheta e acolo. Că altfel luăm ce profeție vrem noi din Vechiul Testament și o punem aici. Dar Biblia nu ne dă voie, pentru că trebuie să aibă secretul, cheia, eticheta, vremea aceea, ziua aceea. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge, înțelege, se va lupta. Și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țării lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Va intra în țara cea minunată. Cine e țara cea minunată? Și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își vor întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa. Cine se va face stăpân peste visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului? Egiptul va juca un rol fundamental în imperiul țărilor arabe în vremea sfârșitului. Libienii și etiopienii vor veni cu alai, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta. Și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile paratului său în mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va mai veni în ajutor. Armagedonul e sfârșitul. Daniel în capitolul 11 vorbește despre împărații de la nord, vest, sud și est. Ne mutăm cu citirea în Ezechiel, citim un pasaj mai lung. Vă rog frumos să mă urmăriți, capitolul 38, versetul 14 până la 39, versetul 8. De aceea prorocește fiul omului și spune-i lui Gog. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, tu vei porni din țara ta și vei veni din fundul la miază noapte. Cine e în fundul la miază noapte? Păi uitați-vă pe hartă că e ușor. Tu și multe popoare cu tine, Confederația Imperiului Sovietic, toți călări pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire, vei înainta împotriva poporului meu Israel, ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te vei duce împotriva țării mele, ca să mă cunoască neamurile când va fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu ești tu acela despre care am vorbit eu odinioară prin robii mei prorocii din Israel, care au prorocit atunci, ani de zile, că te vei duce împotriva lor? În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în năr mânia aprinsă. Auziți cuvântul Domnului? Se va enerva Dumnezeu. Ce face tatăl tău când se enervează copile? Hă? Când se va enerva Dumnezeu, unde este măreția ta, banii tăi, îngânfarea ta, orgoliul tău?
O spun în gelozia și în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi un cutremur de pământ mare în țara lui Israel. Peștii mării și păsările cerurilor vor cutremura, vor tremura de mine. Aduceți-vă aminte, cetatea se rupe în trei. Și fiarele câmpului și toate târătoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului, munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși. Noi am mai citit despre aceste idei și în alte texte biblice spuse cu alte cuvinte, dar există același fenomen privit din mai multe unghiuri, povestit de mai multe inimi. Zidurile vor cădea la pământ, atunci voi chema groaza împotriva lui pe munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său, îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năprasnică și prin pietre și grindină. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa capitolul 16, o grindină ca aceea n-a mai existat niciodată, pentru că a fost păstrată de când a creat Dumnezeu cerurile și pământul într-o cămară ca să fie dat atunci. Este o grindină special păstrată de Dumnezeu care se va manifesta la mânia lui Dumnezeu ca o mânia lui Dumnezeu. Până atunci mai e timp să te pocăiești. Dacă ești un om rău, pocăiește-te. Dacă ai abateri, slăbiciuni, greșeli și păcate, pocăiește-te, pentru că astăzi Dumnezeu primește pocăința ta. Nu te uita la oameni, că după oameni nu mai ai nicio șansă. Uită-te la Dumnezeu, uită-te în sus. Voi ploa foc și pucioasă peste el, peste oștile lui, peste popoarele lui cele multe, care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și voi ști că eu sunt Domnul, fiul omului. Prorocește acum din nou lui Gog și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necas pe tine, Gog, Domnul Roșului, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ, te voi duce, te voi sui în fundul miază noaptei și te voi aduce pe munții lui Israel. Îți voi doborâ arcul din mâna stângă și voi face să scadă săgețile din mâna dreaptă. Nu pot americanii să facă un avion, că hop și ei. Nu pot americanii să trimită un satelit în spațiu, că hop și ei. Acum au stricat relațiile cu Anglia. Au trimis diplomații englezi acasă și vor să strice relațiile și cu America. De ce? Pentru că se apropie vremea și tu nu vrei să te pocăiești. Vei cădea pe fața câmpului, că eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu, voi pune foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiți în ostroave, ca să se știe că eu sunt Domnul. Îmi voi face cunoscut numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu Israel și nu-i voi mai lăsa să împângărească numele. Observați cine e în centru? Israel. Observați cine este centru? Israel. Și în jurul lui se învârt toate aceste naționalități, toată această confederație a guvernului mondial unit, care în aparență vor învinge, dar în adevăr vor fi învinși, arși și distruși la Armagedon. Zaharia 14:1-4. Iată, zice Domnul, când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău, atunci voi strânge neamurile la război împotriva Ierusalimului. Observați, Ierusalimul din nou e în centru. Ce simplu este să știm unde se va derula. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile batjocorite, jumătate din cetate merge în robie, dar rămășița poporului meu nu va fi rămășită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Atenție! Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor. Unde e Muntele Măslinilor? În România? În America? În Brazilia? Muntele Măslinilor e lângă templu, în Ierusalim, în Israel! Binecuvântat să fie Domnul! Aceasta este țara pe care a ales-o Domnul. Cu ea a început, cu ea va sfârși. Știți bine că eu nu sunt evreu, dar citeți Biblia. Nu trebuie să fii evreu ca să-L iubești pe Dumnezeu și pe cine iubește Dumnezeu. Picioarele lui vor sta pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit, spre est. Acolo e muntele Măslinilor față de poarta de răsărit a templului. Muntele Măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o voale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi,
spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Ascultați cele 1800 de stadii, ascultați cetatea lui Megido, ascultați câmpia lui Megido, Armagedon, valea lui Iosafat care se încheie în valea aceasta creată de marele cutremur de pământ care împarte cetatea în trei. Va fi o zi deosebită, încă o dată. Se vorbește din nou despre ziua aceea, despre vremea aceea. Texte biblice care au eticheta escatologică, adică eticheta sfârșitului. Cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre Marea Dreptă. Deja versetele acestea încep să vorbească despre mileniu. Observați, o vindecare care va ține 1000 de ani. Diavolul e aruncat în adânc, nu mai are cine să ispitească. Cel care moare la 100 de ani moare copil, moare tânăr. Oamenii vor trăi mult până spre 1000 de ani. Aceasta este o perioadă de grație, este o perioadă de grație. 1000 de ani, dar aceasta nu este împărăția lui Dumnezeu, împărăția veșnică. Închei cu Apocalipsa 16, 18 la 19. A urmat fulgere, glasuri, tunete, s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de mare, cum n-a mai fost de când era pământul. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea să bea potirul de vin al furiei mâniei lui. Frați și surori și stimați ascultători, am stat împreună în fața acestei evanghelii și am studiat aspecte dureroase care se vor întâmpla în curând. Tehnologia și nebunia, necredința și ateismul oamenilor nu vor putea evita manifestarea mâniei și dreptății lui Dumnezeu. Poți în mod personal să te pocăiești și să intri în împărăția cea veșnică a lui Iisus Hristos? Sau poți să rămâi unde ești în păcat, mințindu-te pe tine însuți că religia ta e suficientă? Și să arzi împreună cu cel care arde și care va fi aruncat alături de prietenii lui, anticrist și prorocul mincinos, în iazul cel de foc, adică moartea a doua, adică Satana. În această seară, mă uit la dumneavoastră ca la oameni care vă iubiți sufletul prin faptul că v-ați pocăit. Și dincolo de cei care sunteți aici în sanctuar la Betania, în Chicago, în această seară, vrem să spunem și celor care, prietenii noștri fiind, sunt online cu noi și ne ascultă, mântuiți sau nemântuiți, de oriunde sunt pe fața pământului. Acestea sunt lucrurile care se vor întâmpla. De aceea Scriptura spune, cine-i sfânt să se sfințească, cine e păcătos să stea mai departe în păcat, pentru că ziua lui Dumnezeu va identifica pe cine-i sfânt de cine este păcătos. Acolo nu mai merge cu să vedem, cu dovezi, că și eu am credința mea. Acolo este vorba doar despre neprihănirea lui Iisus Hristos, pentru că El însuși, nu un pastor, va spune, nu vă cunosc, plecați de la mine. Te întreb, ai trăit astăzi cu Dumnezeu ca să te cunoască? Ai vorbit azi de dimineață cu Dumnezeu în rugăciune ca să te cunoască? Ai vorbit azi noapte cu Dumnezeu în rugăciune ca să te cunoască? Ai citit azi noapte din cartea lui Dumnezeu, Biblia, ca să te cunoască? Ai împlinit interesele lui Dumnezeu ca să te cunoască? Ai contribui cu bani și cu alte resurse și talente care le ai la lucrarea care e a lui, nu a mea, că eu sunt un fir de praf ca dumneata, ca să te cunoască? În ziua aceea va veni Domnul și va spune, nu te cunosc. În zadar vei mai spune, păi am făcut așa că am fost nemulțumit pe dirijor sau pe păstor. Ascultă-mă, neprihănirea este standardul chemării lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să ne aplecăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Și să fie o rugăciune individuală, o rugăciune a fiecăruia. Dacă ești online, acolo unde ești, stai în picioare sau apleacă-te pe genunchi și pocăiește-te. Iar dacă ești pocăit, continuă să te sfințești și să te apropii de Domnul. Iubită biserică, haide să ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului încheind serviciul divin din această seară.